uitați că sunt mască în primul rând. Mă refer, mă adresez niciodată la Ghibu. Uitați că sunt mască. Pe profesor e bine să ne ascultați. Eu am învins și fără să mă bată, spunea Niezi, într-o poezie. Ăsta este crezul țăranului român. Țăranul român nu și-a permis să fie violent, pentru că nu erau condițiile. Dacă îi puteai pe cei de acum, veneau cei următori și tot așa. Și din 100 de flăcări care se luptă și îți apără moșia, dacă te lupți cu fiecare dintre cei care vine, fiecare dintre cei care vin, îi să rămâi fără viitor. Și atunci, țăranul român a învățat să fie cu minte. Cu minte și cu minte. Cu minte și cu minte. Și poate de asta nu înțelegem mai bine pe Brăcuș, pentru că el a fost țăran. Dar nu doar un țăran. El a fost un țăran care a învățat sculptura modernă, a învățat la mari ateliere, a învățat foarte mult. În tehnică, în istorie, în tot ce vrei. Dar el a fost un anumitat țăran școlit. Dar el a rămas toată viața lui țăran. Și ce am văzut la fotografiile acestea, care sunt minunate, în primul rând am văzut cum știe copiii mâinile. Și primele fotografii pe care le avem... Exact, asta a fost și punctul meu de curaj. Pe care le-am văzut când sunt fotografia țăranii. Nu știu ce să facă cu mâinile. Ei sunt oameni care mușesc. Toată ziua, dimineața până seara, mușesc pământ. De fapt, el chime. Și când se fotografiază, nu știu cum să-și rețină. Așa, așa, nu au muța la operă să-și țină așa mâinile. Și de obicei țin, dacă stau jos, își țin mâinile în poală. Așa cu stângăcie și cu un pic de... Nu se simt foarte naturoși. Ce m-a surprins la fotografiile la copii. Încă este un țăran mic în sufletul vostru. Vă țineți mâinile așa. Mai sunt și câteva de la oraș, așa mai și mai mai. Dar majoritatea așa. Nu am cum de Brâncuș a fost săran și marile lui opere se vede asta. Coloana fără de sfârșită iubire pentru eroi neamului, care de fapt e un monument funerar, ridicat în cinstea sau în amintirea ostașilor români, morți în primul român, care au șocut foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. Asta e. Și el, în primul rând, s-a gândit la ce făceau țăranii lui, bătrânii lui, în sat, în Hobiță, acolo. Când murea un bărbat, în lupte, îi ridica un stâlp al cerului. Vine de 1,5 metri. Înălțime. Adică, ce a făcut el? În coloana fără de sfârșit, cum spunem. În coloana fără de sfârșit, a existit pentru eroii neamului. Dar bat, ce făceau țăranii lui, și-a înălțit cu 100. Și a ieșit. A ieșit un reper. E stâlpul cerului. În masă, e masă țărănească. Scaunele sunt scaunele țărănești. Dar nici țăranului nu e ușor să recunoască cu Brâncuș, pentru că nici țăranul nu stăpânește tehnica și... Deci el a fost o fericită îmbinare între țăran, între sufletul țărănesc și sufletul citadin de la oraș. El a fost unul din cei mai mari sculptori ai lumii, dar fără să uite că este un țăran fundamental. Și cu mințenia Pământului, cred că trebuie privită, în primul rând, cu sufletul acesta al țăranului cu mine. Și atunci aveți. Atunci poate o să înțelegem ce. Dar nu e greu. Suntem rătăciți în oraș. Da, era la și diavol. Altul cu puțin. Asta făcea legătura între citatinul și cred că aceasta era linia de legătură. Slujea la biserica din Paris. Dacă să nu vorbim prea frumos despre el, o să spun numai că vreau să-l calomizăm. N-am zis stricat. La petrecerea, n-am zis stricat, dar la petrecerea lui Brâncuș, lui Păstorel, o să vă spun o poveste și cu asta încheie, unde s-a băut ultimul lot de sticlă de cotonac roz movenesc. Noi știm mai din cred. Era un vin incredibil. Și Păstorel l-a invitat pe Brâncuș și a zis, mai este rădit și pe acum să nu. Și la fiecare fel pe care l-au dus la masă, la capul, nu știu, de stau la întreabă în București, la fiecare fel pe care l-au dus la masă,
Păstorel Tudorean, mare mâncău, mare vățit, mare cunoscător, mare tot ce vreți. Rafinat, om de cultură fiind, îl întreba pe Brâncuș, pe țăranul Brâncuș, de fapt. Ei, maestre, cum ți se pare? Zicea, nu, și l-am dat Brâncuș cedează acestei provocări și spune, bun, profesor, un pic prea pătrunș și tot așa, și îi dezileagă tot felul de mâncare. În rest, totul e bine. Și urmează, la următoarea felul de mâncare, urmează același lucru. Și păstorul Tudorean nu se enervează și scrie un catrân. La Daltă și la așa, sunt, la Daltă, ca și artist, suntem maestri divini. Să văd acum, sunt de fioare și la vin. Și povestește, cel care povestește întâmplarea, zice că aia nu se mă ascultă. Când sticlele de pe masă nu uită prin mâna, de atâta vin se pusese. Cel învins de băutură a fost păstorel Tudorean. Cine știe ceva despre păstorele astea era aproape inusit. Și Brâncuș era vertical, limpede și stăpân pe sine. Și la un moment dat, păstorul a zis, nu se știe ce. A vorbit, a bâlbuit, s-a bâlbuit, s-a bâlbuit un beat. Și Brâncuș l-a luat în brațe și a schițat câțiva pași de dansă pe care l-a lăsat înapoi pe scaun. Deci Brâncuș a fost acest țăran vital, plin de vitalitate, de forță. Cu nimic domolită de școală și de oraș. El a rămas, el însuși, toată viața sa. Asta este un lucru pe care vreau să-l păstrați. Fiți voi înșine. Nu vă obosiți să fiți altcineva sau altceva, sau să nu fiți ceva. Fiți voi înșine. Brâncuș a fost toată viața lui. Și de aici cred că a fost tăria lui. El a fost el însuși. De la început până la sfârșit. Iar sculptura aceasta este el însuși, adică lumea din care vine. Nu este altceva. Aceasta e cumințenia Pământului. O lume care nu, la care noi ne raportăm din cel ce mai des la trecut, dar care rămâne vie în noi. Spunea domnul profesor că atâta vreme cât facem ce au făcut ei, lumea aceea nu moare și nici lumea asta frumoasă care a dat așa ceva nu pierde. Nu trebuie să fim exact așa, nu mai avem cum. Dar dacă facem ce au făcut ei, lumea aceea e bine. Și să mai mult de atât în plăță.